jocul echipei a fost cu suișuri și coborâșuri. N-a fost bun, ce să zic, mai ales în sfertul 2, când am crezut că dacă marcăm de la distanță e suficient să câștigăm meciul și până băieții s-au dat seama că de fapt apărarea câștigă meciuri, ne-au trebuit cele 10 minute. Nici în sfertul 3 n-a fost foarte bine la început, decât ultimele 3-4 minute când am reușit să, din cauza apărării mai agresive, să interceptăm niște mingi și să mergem pe contraatac. Am făcut o diferență de 4 sau 5 puncte cât a fost. Dar, din nou, bănuiesc că presiunea rezultatului ne-a împiedicat să jucăm așa spectaculos ca și altă dată. Nici nu era intenția mea să jucăm spectaculos, ci să câștigăm meciul de astăzi, indiferent cât de prost jucăm. Mă bucur că a reușit. Repet, am plecat de la o echipă cu șanse de a se salva de la retrogradare și am ajuns în prima grupă valorică de primii 6 cu play-off cu siguranță și să vedem ce vom face. Urmează 12 meciuri, un campionat nou în care lucrul pe care mi-l propun eu este să fac progres, să jucătorii să progreseze individual, nu neapărat ca și echipă, urmând ca în play-off să avem o echipă mai bună și cine știe, poate facem și surprize. Sunt convins că vom juca mult mai detașat. Nu zic că vom câștiga meciuri pe bandă rulantă, n-am spus asta nici la început, am spus tot timpul că este nevoie de răbdare. Obiectivul meu este ca cel puțin 3 sau 4 jucători să progreseze individual în următoarele 12 meciuri. Am o lună și ceva la dispoziție, să pregătesc niște apărări speciale pentru play-off și să se vadă progresul, să simtă și ei. Sper că voi reuși să fac lucrul ăsta și lumea va avea răbdare cu noi, chiar dacă a început va însemna că mai puțin contează rezultatul. Să progreseze. Păi, de exemplu, la Hardy putem să-i dezvoltăm aruncarea de 3 puncte pe care o are la antrenament. La Gilbert să reușim să-l facem să meargă în tranziție mult mai bine. La Will Paul să poată să joace mai bine sub coș, pentru că are înălțime, are corpul, are tot ce trebuie. Să poată să joace mai bine sub coș, va avea mult mai multe aruncări libere la distanță. Și deja am zis 3, probabil ceilalți 2 vor fi Păun și Cioacătă, care vor avea multe minute de acum încolo și va trebui să și le folosească. Pentru mine personal înseamnă o realizare extrem de mare, pentru că am fost privit cu multă neîncredere venind din campionatul feminin. Am făcut o echipă total nouă, cu mulți jucători care n-au mai fost în campionatul românesc. Pe parcurs am mai adus pe Lalovi și pe Igor, care au reprezentat achiziții foarte, foarte importante. Și pentru mine este o realizare, dar nu mă voi opri în niciun caz aici și nu mă voi mulțumi doar cu atât. Dacă putem mai mult, foarte bine. Dacă nu, măcar să arătăm că încercăm. Repriza a doua, ce nu se vede, a fost munca lui Harrison, care a făcut foarte bine faza de apărare.
De asemenea, Calătă a făcut câteva faze când nu prea aveam idei, a reușit să improvizeze și să aducă echipa pe linia de plutire măcar, după aia să fie mai ușor pentru ceilalți să o ducă mai departe. Toți în felul lor își fac treaba. Am mizat mai mult astăzi pe Lalovi și pe Igor pentru că au experiența cea mai mare din lot pe lângă Calătă. Și atunci e normal ca să încerci la meciuri din astea când rezultatul e extrem de important să mizezi pe jucătorii cu experiență. Gândesc că și în celelalte echipe, în perioada asta, jucătorii cu experiență dau randamentul cel mai mare. Pentru că mulți jucători sunt obosiți, unii sunt psihic la pământ sau mai jos decât ar trebui să fie sau deja se pregătesc pentru play-off. Jucătorii cu experiență au trecut prin lucrurile astea și știu ce au de făcut. Nu, ei se păstrează constant, nu neapărat foarte sus, nici foarte jos. Și de-aia e bine să ai unul, doi, să zicem, mai cu experiență. Noi, orice este posibil. Ați văzut, Mediașul are două victorii, ne-a pus două probleme, i-a pus la Steaua probleme. Nu cred că putem să luăm de acum locul 6, că e al nostru, sau să zicem că locul 4 sau... Cred că 4, 5 sau 6 este posibil. Mă îndoiesc că 1, 2, 3 vor fi de atins. Oradea, Târgu Mureș, Cluj, cred că sunt echipele care vor fi în primele 3, nu știu care ordine. Dar locul 4, 5 sau 6 se poate. Da, am observat la începutul jocului că a venit primarul Sibiului. Mă bucură foarte mult că a reușit să-i atragem atenția și să o avem la sală. Sper să mai vină și sper să ne susțină în continuare chiar mai mult decât sezonul trecut, având în spate acum și rezultatele. Sper să deschidem apetitul pentru sport mai mult primăriei Sibiului. Da, este, poate ați tot observat un jucător pe bancă acolo, este un coleg de echipă din colegiul al lui Hardy. Încerc să lămuresc managementul, de fapt i-a lămurit, sper că cât de repede să putem să-l matriculăm, să avem și al 7-lea jucător, pentru că urmează meciuri tot așa, miercuri, sâmbătă, oboseala e mare și aș vrea să ajung în play-off cu jucători care să nu fie accidentați. Cam orice poziție. De la mai puțin 1, 2, 3, 4, poate să joace și 5. În colegi avea statistici mai bune decât Hardy. Foarte greu de... D-Sherry. D, îi spunem noi. O să dăm și un comunicat de presă despre el în momentul când vom reuși să-i facem actele de... Nu, cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Doar în cazul în care până în 28 februarie, până când se cheie perioada de transferuri, se accidentează vreun jucător așa de grav ca să nu mai poată folosi, atunci vom încerca să îl locuim dacă putem. Văd că la toate echipele e așa o nebunie cu transferurile de jucători. Schimbă, încearcă să-și îmbunătățească. Eu cred că, de exemplu, avem un jucător în plus față de tur, Will Paul. Așa că, exact cum am zis la sfârșitul turului, că eu sper să găsesc din echipa mea să aduc câte un jucător mai mult pe teren care să ajute echipa decât să aduc de altundeva neștiind valoarea. Nu avem bani suficient să aducem un jucător extrem de valoros și dovedit valoros. Mergem numai pe noroc? Nu. Mai bine mă bazez pe jucătorii cu care am reușit să ajungem până aici. De ce? În schimb.
ce pot să vă spun, nu știu ce este cel mai concret, sper ca într-o zi să ieșim din acest întuneric. Da, din păcate, atâta putem. Dacă suntem o echipă mică, asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să dea noi de la începutul campionatului. Da, este greu să rezistăm în felul acesta. Și toată lumea se pare că profită de acest lucru. Nu știu, ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat. Nu știu, mi s-a părut foarte evident, nu știu dumneavoastră cum mi s-a părut, dar vreau să felicit în primul rând echipa Sibiului pentru determinare să le urez baftă în continuare și acești, tot în primul rând, fanilor noștri la Mediaș care au venit până aici și galeria Sibiului care face o atmosferă care poate să-i ducă pe brațe pe jucători. Pentru meciul acesta sunt mulțumiți de absolut toți jucătorii care au intrat pe teren din partea echipei mele. Da, toți s-au dăruit, nu am nimic să le reproșez. Da, numai, după cum vedeți, este greu să joci în 6-7 jucători. Da, din păcate, se vede rotația scurtă și ați văzut de noastră că este greu să reziști. Da. Mai ales într-o deplasare și astea jucători puțin, rotație puțină, rotație mică, da, oboseală își pune cuvântul pe final. Nu știu, nu am văzut ce s-a întâmplat. Am văzut că a ratat Dancol, părerea mea, un jucător de 2-10, cu o detentă foarte bună, este greu să ratezi un dat. Restul se poate vedea pe relorile video. Nu are rost să comentăm să vorbele. Deci, meciul este pierdut, numai... Păcat, pentru atmosfera asta frumoasă care a fost în sală la meciul de astăzi. Din câte știu eu, nu există play-out. Da, există faza a doua a competiției. Da, gândurile, cel mai probabil, până luni vor veni încă doi jucători și sperăm să ne întărim pentru a putea face față fazei a doua a competiției. Obiectivul meu personal este să câștig cât mai multe meciuri și cât timp o să mai există șanse matematice pentru salvarea de la Trădare, mă voi lupta până la ultima picătură de transport. Părerea mea, toate echipele sunt puternice în acest campionat și cele care vor fi în prima grupă, bineînțeles, și cea în grupa a doua, 7-12, sunt toate echipele foarte puternice. Da, noi, din păcate, suntem pe ultimul loc și ne vom lupta pentru a câștiga cât mai multe meciuri. Numai în acest fel putem să ne salvăm. Nu știu, eu sunt foarte mulțumit de jucătorii care au fost astăzi pe teren și au adus toți contribuția la acest joc, care zic eu bun, parțial, 32 de minute care... Da, am spus că o să mai vină doi jucători. Da. Cel mai probabil în cursul zilei de luni. Veți vedea ce jucători. Bineînțeles, care s-a aducă un plus pentru această echipă. Încă nu știu, trebuie să mi se concretizeze de la impresar, dacă trebuie să-mi confirme dacă pot veni, când mie îmi trebuie urgent. Dar îmi trebuie până luni să iau la Mediaș.